Uite că sunt oameni binevoitori care vor să binecuvinteze lucrarea Profides. Ok, faceți și treaba asta, veniți la sfârșit la mine să vă dau formulare. Cred că am fost destul de clar, da? Ok, un mesaj care mi este foarte drag, ca toate celelalte, l-am intitulat Vestiți puterile minunate ale lui Dumnezeu. 1 Petru 2:9, te rog. 1 Petru 2:9. Eu îl văd aici că e întreg. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Vedeți, ultima parte a acestui verset prezintă scopul chemării noastre, da? Ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina lui minunată. Ăsta e scopul vieții mele ca și creștin. Ăsta este scopul vieții tale, să vestești, amin? Să trâmbițezi. N-are nicio valoare, n-are niciun impact o viață de creștin monotonă, o viață în care nu se întâmplă nimic, o viață în care nu s-a întâmplat nimic, o viață care n-are o mărturie despre cum Dumnezeu l-a întors de la întuneric la lumină. Nu știm cum să evangelizăm, nu știm cum să vorbim oamenilor despre Dumnezeu. Avem impresia că trebuie să ne certăm și să ne batem neapărat cap în cap cu ei, că noi ne botezăm, voi nu vă botezați. Noi nu fumăm, voi fumați. Noi bem, voi... Trebuie să nu mă încurc, nu? Noi nu bem, voi bezi. Ne contrazicem pe lucrurile care... Vedeți? A, voi aveți lumânări, noi n-avem. A, voi aveți icoane, noi n-avem. A, voi. Și ne batem pe lucrurile care ne dezbină. Ne batem cap în cap ca berbecii. Îmi cer iertare familiei mele. Ne batem cap în cap ca berbecii pe lucrurile care ne dezbină. Dar Biblia nu ne cheamă neapărat la asta în primă fază. Dacă vedem într-adevăr că un om insistă în necunoștință și neadevăr, putem să le prezentăm și adevărurile acestea. Însă primul scop al nostru ca și creștini este să le spunem oamenilor de unde ne-a scos Dumnezeu. Ăsta este primul scop al nostru. Este să-L mărturisim pe Dumnezeu. Asta impresionează. Eram copil în biserica în care am copilărit și cel mai mult din predici îmi plăceau mărturiile. Și vouă. Și cel mai mult în biserică îmi plăceau mărturiile. De multe ori predicile mă plictiseau, cum vi se întâmplă și noastră, nu? Ok, nu la predicile mele, sunt convins că ar fi păcat, mare păcat. Mă plictiseau de multe ori predicile, dacă n-auzeam o mărturie, venea unul Burghelea, ați auzit de el, un frate. Povestea cum a fost mare hoț, povestea cum a furat icoane din biserică și cum le vindea. Azi, fraților, am furat la icoane din biserică și am băut la vin din altar de m-am îmbătat de nu știu câte ori. Cel mai bun vin îl găseam în altarul bisericilor ortodoxe, spuneau ăștia, vinul acela de împărtășanie. Și spuneam, îl beam pe tot, cât găseam atât beam și furam la icoane și furam la bani din biserici. Îmi plăcea mărturia lui. Uite un hoț care își mărturisește păcatele și care s-a întors la Dumnezeu. Uite un hoț care a ieșit din pușcărie și care acum laudă pe Dumnezeu și nu mai fură. Ați văzut că s-au dat drumul în România la hoți. Ce fac ăștia? Dau în gură, jefuiesc, omoară, unul a omorât, unul a bătut un pensionar, unul a violat o femeie și astea apar la televizor, dar sunt mii de cazuri din aceștia. E mare minune și mare lucru când un fost pușcăriaș iese din închisoare și începe să predice. Asta e puterea lui Hristos, asta este ce oamenii vor să audă. Când văd frazei noștri romi care mărturisesc și spun mare hoț eram, mare, nu știu ce făceam, nu știu, mă duceam la muncă, nu știu pe unde, în Germania, în Italia, spărgeam, băteam, furam, dar azi laud pe Domnul și sunt mare cântăreț prin bisericile, mă minunez și mă bucur. Soluția la hoție, soluția la droguri, soluția la violuri, soluția la tot felul de nenorociri este pocăința. Dar dacă tăcem din gură, cine se mai întoarce la Dumnezeu? Știți cum să începi? Întotdeauna să începi cu o mărturisire a vieții tale. Asta funcționează cel mai... Poate te gândești acum, mă, dar eu n-am o mărturie așa fulminantă, n-am făcut pușcărie, slavă Domnului, n-am fost nenorocit, n-am fost hoț, n-am fost...
dragule, începe să le spui oamenilor ce făptură minunată te-a făcut. Asta contează enorm. Să le spui, să le spui oamenilor, de exemplu, știi ceva, îl vezi pe unul că se laudă că își înșeală nevastă și îi spui, știi ceva, tu știi că mie nici prin cam nu-mi trece să-mi înșel nevasta. Vorbea soția mea la muncă cu un bărbat care se lăuda ce gigolo este el și se tot lăuda și soția spunea, nu, așa ceva nu e bine. Și asta spunea, n-are cum. Și spune, uite, bărbatul meu nu m-a înșelat niciodată, n-are cum, nu-ți spune. Se ascunde. Nu, eu cred din toată inima că nu m-a înșelat niciodată. Și tot se lăuda cu mine la muncă. Bă, n-are cum. După aia zice, știi, spune sau orice bărbat consumă pornografie. Și ăsta îi spune, soția mea îi spune, bărbatul meu nu se uită la așa ceva. Bă, n-are cum, nu există, nu se întâmplă. Nu, ba da, există, e bărbatul meu. Și vă spun, chiar nu consum pornografie, slavă Domnului. Aleluia, mai e cine aici? Aleluia. Da, da, slavă Domnului și voi. Și zice, bă, n-are cum. Eu n-am auzit de bărbat să nu se înșele nevastă, eu n-am auzit de bărbat să nu consume pornografie, eu n-am auzit de bărbat care să se abțină când vede o femeie pe stradă, eu n-am auzit. Vestiți puterile minunate ale lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu face un soț să stea lângă nevastă, pentru că Dumnezeu face un soț să nu se uite la pornografie, pentru că Dumnezeu face minuni. Amin. Ca ăla de a zis, Dumnezeu a schimbat băutura în bocanci. Cum așa? Păi înainte beam banii familiei, beam banii de încălțămintea copiilor și acum le iau de banii aia bocanci de iarnă. A schimbat Dumnezeu în viața ta ceva? Începe cu asta, amin? Și haideți să vedem exemple în Biblie. Primul exemplu este roaba lui Naaman. Ok, din doi împărați, dăm la doi împărați 5. Doi împărați 5. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el îi izbăvise Domnul pe sirieni. Iată că Domnul i-a izbăvit și pe sirieni. Ce-mi place chestia asta. Domnul i-a izbăvit pe sirieni. Păi stai mă că sirienii nu erau evrei. Sirienii nu erau poporul Domnului. Dragule, nu contează oricine e copilul lui Dumnezeu, că-s rătăciți, că-s nu. Dar depinde dacă te-ai lăsat înfiat de harul lui Dumnezeu. Zice, noi am fost înfiați. Noi am fost creați, dar unii sunt copii rătăciți, alții sunt, slavă Domnului, găsiți. Zice, prin Naaman ăsta, Domnul le-a venit în ajutor sirienilor. Dar omul acesta tare și viteaz era, cum? Lepros. Avea o boală incurabilă. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și ea i-a zis stăpânei sale, oh, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Această fetiță deschide gura. Vede un om lepros și zice, oh, știu unul care poate. Oh, știu unul care poate. Știți ce îmi doresc? Dragilor, pun mâna aici și vă spun din toată inima. Dacă îmi doresc ceva, este ca Dumnezeu să transforme locul ăsta într-o casă a vindecării. Amin? A trupului și a sufletului. Să se zică despre locul ăsta, să se ducă vestea. Dacă vreau locul ăsta să fie faimos, va fi faimos și din punct de vedere omenește. Vom avea cea mai frumoasă biserică, amin? Da sau nu? Vreți sau nu? Dacă nu vreți, nu mai zic. Vreți? Aleluia! Dar faima pe care mi-o doresc pentru acest loc este faima puterii lui Dumnezeu, amin? Să se spună, știu un loc unde oamenii sunt eliberați, știu un loc unde oamenii sunt transformați, știu un loc unde oamenii capătă vedere spirituală, văd lucrurile cum ar trebui să le vadă, știu un loc, asta vreau, asta mă roade, după asta tânjesc și pentru asta mă rog. Și tu? Nu vreau un loc banal în care să venim cu aceleași probleme, cu aceleași patimi, cu aceleași nenorociri și să plecăm cu aceleași probleme, cu aceleași patimi și cu aceleași nenorociri. Uite că s-a cercetat și lumina, becul. E mai multă lumină acum. Dragilor, Dumnezeu trebuie să facă din locul ăsta ceva extraordinar. Și Naaman aude că se știe, oh, dacă domnul meu, Naaman, ar fi la prorocul acela. Și Naaman se duce la împăratul lui. Naaman se duce la, poți să o lași așa, las-o așa, Bogdan, că-mi place, dă-i drumul la lumină, că-mi place, e mai multă lumină.
Ok, mersi, lasă așa, să nu mai facem deranj acum. Și Naaman trimite o scrisoare la rege și îi spune regelui, vreau să mă duc, să mă trimiți în Israel, la regele lui Israel. Regele sirienilor trimite o scrisoare la regele evreilor. Și când aude regele evreilor, se sperie. Zice, hai mă, dă-o încolo de treabă, acum ce sunt eu? Cum să-l vindec eu? Ăsta caută război cu mine. Ați înțeles? Și aude Elisei, că Elisei, atenție ce vă spun. Elisei era cu vază la împărat, era un fel de consilier. Era și soldat, era și consilier, era și proroc. Elisei era de toate, slavă Domnului. Nu ca românii. Românii cred că poate să facă doar o chestie. Eu cred, conform Bibliei, că poți să faci de la 5 până la 10 chestii și perfect. Că zice, avea 5 talanți și i-a mai dat 5. Deci cel puțin 10 lucruri perfect poți să le faci, slavă Domnului. Mai crede cine asta? Aleluia, slavă Domnului. Și se sperie regele lui Israel, dar Elisei, ia uita ce îi spune Elisei regelui. Îi spune, pentru ce, în versetul 8, da? Pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Ăsta, când a auzit ce a sfâșiat și hainele de pe el regele. Asta, aoleu, au venit sirienii să ne bată. Și zice, lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Lasă-l să vină la mine. Nu spune Elisei, a, dar Naaman sigur e păcătos. Cum să-l vindec eu pe ăsta că e păcătos? Spune Iacov, dacă e cineva bolnav dintre voi, să cheme prezbiterii, să se roage pentru el. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. A, ăsta e păcătos, nu-l vindecă Domnul. Nici nu mă rog pentru el că se iau păcatele. Sar la mine ca păduchii. Iuf, s-a luat. Dragilor, Elisei spune, vreau să se vadă că e putere din Dumnezeu în Israel. Știți ce căuta Elisei? Să vestească puterile minunate ale lui Dumnezeu. Vrei să vestești puterile minunate ale lui Dumnezeu? Deschide gura. Se va umple locul ăsta. Și molul, vom trece de la 290 la 410, că în mol acolo mai e o sală de 410 oameni. Ce-ai făcut pentru onoarea lui Dumnezeu? Ce-ai făcut pentru imaginea lui Dumnezeu, dragule, până azi? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut tu pentru imaginea lui Dumnezeu? Ai apărat imaginea lui Dumnezeu? Ai proclamat imaginea lui Dumnezeu ca fiind una puternică, un Dumnezeu care poate tot? Cântăm, ești Dumnezeul care poate tot! Când ieșim de aici, nu mai poate Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să plătească o chirie de 3.000 de euro, Dumnezeu nu poate să vindece, Dumnezeu nu poate, Dumnezeu nu poate, stânga. Deci trântim în stânga și în dreapta cu nu poate, nu poate, nu poate, nu poate, dar venim în biserică. Și așa urlăm că Dumnezeul care poate tot. Și ce am observat? Dumnezeul care poate tot e între patru pereți pentru unii. Ați înțeles? Ați văzut asta? Aici unde e cald, unde e bine, unde stai cu sacoul pe tine, fac și rimă. Aici unde e cald și bine și e frumos, e moale scaunul, e curat, e mochetă pe jos, e călduț. Aici Dumnezeu poate tot, dar în lume când ieșim El nu mai poate. Ne sfâșiem hainele, dăm cu ele de pământ ca împăratul lui Israel. Nu mai poate Dumnezeu în lume. Când vine sirianul la tine și zice, vreau să văd pe Dumnezeul tău care poate tot, că m-am uitat pe live și am văzut că voi cântați, ești Dumnezeul care poate tot. Ce îi spui? Ce-i spui? Nu mai poate Dumnezeu! Nu mai poate Dumnezeu! Eram în tabăra Profide și primesc un mesaj, și v-am mai zis mărturia asta, dar unii n-ați auzit-o. Și primesc un mesaj de la un tată care avea băiat bolnav cu tumoră pe creier, a doua oară îi recidivase. La 7 ani a fost operat de tumoră pe creier și la 14 ani a recidivat, i s-a umflat din nou capul. Și zice, mă sună în tabără, dar a insistat de 4, de 5 ori, m-a insistat când văd, a insistat cu telefon, când văd, îl sun și îmi spune, frate Tony, am auzit, haleluia, că Biserica Profides e o biserică cu putere. Amin. Amin. Da. Nu vă convine. Am auzit că Biserica Profides e o biserică cu putere. Haleluia, trebuia să ziceți, nu amin. Aleluia, slavă Domnului, lăudat fie Dumnezeu. Și vreau să te rogi pentru mine, un frate de undeva din județul nu știu care, de pe lângă București, Ilfov. Și zice, vreau să te rogi împreună cu biserica, pentru că băiatul meu are tumoră pe creier și doctorii au zis că o să moară. Și vreau să nu moară băiatul. Am văzut un verset acolo în Biblie, spune, eu m-am depărtat de Dumnezeu. M-am dus la lucru prin Londra, m-am depărtat de Dumnezeu.
N-am mai crezut o vreme în Dumnezeu, dar acum vreau să cred din nou, pentru că am nevoie de Dumnezeu. Și am citit un verset care spune că în numele meu veți învia din morți, în numele meu veți elibera de dragi, în numele meu veți vindeca. Și eu vreau să se întâmple versetul ăsta în viața mea. Provocare. Provocare. Provocare sau nu? Ies în fața tinerilor din tabără, eram vreo 120-130 acolo și începem să ne rugăm cu ei și am zis, dragilor, vreau să se vadă, vreau să apăr faima lui Dumnezeu, vreau să apăr puterea lui Dumnezeu, vreau să se știe că Dumnezeu poate. Amin? Nu să stau cu mâinile în sân. Frate, tumor, nu ne băgăm la tumori, noi nu avem specialitatea în tumori. Noi vindecăm de febră, aveți febră? Nu. Ok, dar la tumor, cancer, astea nu... Brrr, că se iau. Înțeles? Febră până în 40, maxim. Ne rugăm. Ați înțeles? Cam asta e credința unora, dragilor. Cam asta e... Și ce credeți? Ne rugăm acolo și am văzut un tub ca o seringă care venea și extrăgea un lichid așa cu firișoare din acelea roșii, știți, ca vase de sânge, așa, ca sânge coagulat și extrăgea seringa asta din creier un lichid. Cineva a avut și ce culoare era și ce fel de lenjerie de pat era pe patul copilului. Azi am intrat în salon, ne-am rugat pentru copil și am văzut lenjeria de pe patul copilului. Ne-am rugat pentru băiatul ăsta și mă duc la tatălui, ne-am rugat în curtea spitalului, l-a coborât pe băiat pentru că putea să meargă pe picioare înainte de operație și ne-am rugat pentru el și i-am spus, credeți în Dumnezeu pentru că Dumnezeu va face un miracol. Am văzut cum se extrăgea ca un lichid din creierul lui. Nu știam până atunci că tumorile pot fi lichide sau solide. N-am știut. Era în creierul lui o tumoră lichidă, dar care nu se afla într-un săculeț. Pentru că pot fi și într-un săculeț. Era efectiv inundase o parte a creierului și se dusese așa pe o parte a creierului lichidul ăla. Și doctorii au zis, cel mai complicat caz, cea mai complicată tumoră, așa ceva nu se poate. Și au dat trei diagnostice, nu? Sau două. A spus așa, ori rămâne paralizat pe viață și nu mai mișcă legumă, ori moare. Două. Deci nu i-au dat caz alternativ, au zis 50, la unii 50-50. A zis, ori moare, ori rămâne paralizat pe viață. Și ne-am rugat pentru el. A venit operația. Cineva a mai văzut o mână peste capul copilului, o mână care umbla acolo, peste capul copilului. Asta s-a întâmplat în tabără. Și am spus toate lucrurile astea tatălui. Și ce credeți când spune tatăl? Tumora era lichidă? Și copilul, după ce s-a trezit din operație, pe lângă faptul că a vorbit imediat și a mers imediat, a mâncat imediat, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, ci că nici nu l-a dus la reanimare după operație de tumoră pe creier. L-a dus în salon, dragilor. L-a dus în salon, că era perfect. Mișca, vorbea, se trezise. Când s-a trezit, știți ce a spus? Simt o mână. Tati, simt o mână. Și zice, tate, dar nu mai e mână, a uitat lucrarea, vedenia. Dar nu mai e nicio mână, mâna doctorului nu mai e, gata, ai fost operat. Nu, eu simt o mână că mi-a pas așa pe cap. E o mână aici, simt niște degete. Dragule, simți dacă pe capul tău e o mână sau e o pernă, așa-i? Normal că simți. Tati, e o mână, simt degetele, e o mână aici. Și și-aduce aminte tatăl și cu lacrimi în ochi îi spune, e mâna lui Hristos. Aleluia. Pentru că Hristos ne-a spus că mâna lui va fi acolo. Poate Dumnezeu? Haleluia, poate Dumnezeu. Nu mai poate de bucurie omul ăsta, pentru că are copilul sănătos, da? Și l-a vindecat. Dumnezeu l-a vindecat prin Elisei. L-a vindecat. Și haideți să vă spun, știți, noi le dăm direct oamenilor, trebuie să te pocăiești, trebuie să faci penticostal, trebuie să faci baptist, trebuie să vii la noi la biserică, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. Dragule, dacă omul vede puterea lui Dumnezeu, vine singur. Și ce zice Naaman după ce e vindecat? Zice, Elisei nu-i zice nimic. Nu-i zice ce trebuie să se facă, unde trebuie să vină, cum trebuie să se roage. Nimic nu-i spune. Și ce spune Elisei? Naaman spune, de acum încolo eu nu mai mă închin idolilor. Singur zice. Vedeți? Dar știți de ce? De ce? Că a văzut puterea lui Dumnezeu. Eu îl vreau pe Dumnezeul ăsta. Eu vin să mă închin unde te închin tu. Și zice Naaman, eu nu pot să rămân aici. Și știți ce face? Face un gest grozav, Naaman. Ia pământ din Israel. De ce a luat pământ? Să-l pună la flori? Haideți să vă citesc versetul, să-l vedeți. Îl citesc acum. 2 Împărați 5:17. Fiindcă nu vrei să primești tu,
niciun dar, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce doi catâri, căci robul tău nu mai vrea să-ți mai aducă altor Dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Pe vremea respectivă se considera că pământul pe care stai, pământul poporului lui Dumnezeu, e sfânt. Ați înțeles? Și oamenii aveau chestia asta, că locul unde te afli, de aceea se făceau pelerinaje, de aceea se duceau evreii din diaspora, se duceau la Israel să se roage mereu, făceau Paștele la Israel și toate celelalte sărbători, pentru că era pământul sfânt. Și a zis Naaman, eu iau pământ sfânt de aici, îl pun acasă la mine, îmi fac podea din doi saci de pământ și eu acolo pe pământul ăsta sfânt mă pun și mă rog lui Dumnezeu, Dumnezeului care poate tot. Amin? Singur! Nu l-a invitat Elisei, nu i-a zis, acum, dragule, hai să-ți dau o listă cu 50-14 de reguli, de le avem noi la biserică. Ai înțeles? Așa, 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 singur, ca o văd acum pe Dana Botea în fața mea, când a venit aici la biserică să ne rugăm pentru David, băiatul ei, că nu mâncă, acum mănâncă, nu? Papă tot? Când a venit, mă sună Cătălin și plângea la telefon, că vreau să te rogi, frate Tony, am auzit că Dumnezeu poate! Făceam beton în betonieră la fratele meu la casă. Am dat mănușa jos și răspund la telefon. Da, cine? Că tot așa insista. Normal, nu? Insiști când ai probleme. Slavă Domnului, insistați. Amin? La Dumnezeul care poate tot. Dau telefonul, mănușa jos, răspund. Vreau să te rogi pentru băiatul nostru care nu mănâncă. Au venit aici în spatele bisericii. Că David nu putea să vină, era micuț. Și au venit la ora 12 aici. După zidul din spate au venit. Îmi aduc aminte clar, era ce lună era. Nu mai știu, august, septembrie. Era septembrie și au venit aici cu David. Roagă-te pentru el că mănâncă doar brânză de pe pizza. Auzi și tu. Mânca doar lapte mânca atunci, auzi. Doar lapte, la 2 ani, nu? Un an și 6 luni. Nu mânca. Dar era uscățiv așa la față, era cu se vedea copil la un an și ceva, cu cearcăne așa de la subnutrit. Deschideți ușa și acolo, Florin, deschide ușa să intre. Așa. Și ne-am rugat pentru David și imediat a doua zi parcă a mâncat dovleac copt, nu? A gătit bunica dovleac copt, așa am înțeles, și a mâncat. Ce s-a întâmplat? Că mănâncă copilul. Păi a venit la Dumnezeu care poate tot, amin? Și imediat după ce ne-am rugat, Dan am spune, dar noi vrem să facem și botezul. Nu i-am spus eu de botez nici lui Cătălin. Și în octombrie, slăvit să fie Domnul, că au făcut botezul. Până în octombrie, până la botez, Dana a citit 900 de pagini din Biblie. Până în noiembrie, nu? Așa, până noiembrie, mulțumesc. A citit 900 de pagini din Biblie și după botez ai citit toată Biblia. Nu i-am spus, nu i-am pus condiții, nu i-am zis nimic. Ea singură a venit și a spus, vreau să mă botez, citesc toată Biblia, pentru că a văzut puterea lui Dumnezeu. Amin? Asta e secretul. E secretul sau nu? Observați? Aleluia. Dau mai departe. Gehazi, 2 împărați 8, e imediat, da? 2 împărați 8, versetul 4. Spune cuvântul lui Dumnezeu că era o mare foamete vestită de Elisei. Elisei i-a spus femeii a cărei copil îl înviase și la care stătea, a zis, pleacă că vine o mare foamete. Și a plecat și au dispărut și Elisei și mulți pe care Elisei a anunțat că a venit foametea. Și în mijlocul acestei foamete, în care lipsea evident mâncarea, împăratul avea o mare foame în inima lui și zice, împăratul stătea de vorbă cu Gehazi, slujitorul omului lui Dumnezeu, și zicea, istorisește-mi, te rog, toate lucrurile mari pe care le-a făcut Elisei. Vedeți ce foame avea omul ăsta? Când lipsea mâncarea asta pe care o bagi în guriță, împăratul avea o foame. Vreau să aud lucrurile mari pe care le-a făcut Dumnezeu. Era ca mine împăratul ăsta. Și mie îmi plac mărturiile, și mie îmi plac minunile lui Dumnezeu. Vă plac sau nu vă plac? Asta e puterea lui Dumnezeu. Minunile transformatoare, vieți schimbate. Și istorisește-mi. Și Gehazi începe să-i spună lui Elisei, cum Elisei a înviat un mort. Și exact când vorbea despre învierea mortului, intră mama cu copilul înviat. Și ea este! Ei a înviat Elisei copilul! Da, tu ești! Wow, fantastic! Femeia venise să-și recupereze terenurile pe care le-a pierdut în cei 7 ani de foamete și împăratul îi dă tot înapoi. Și a trecut foametea și apare Elisei. Vedeți, spune, Elisei s-a întors la Damasc. Ben-Hadad, împăratul Siriei, era bolnav și l-au înștiințat zicând, omul lui Dumnezeu a venit aici.
Dacă aș vrea să se spună ceva despre mine, that's my favorite part of the Bible. Dacă aș vrea să se spună ceva despre mine și dacă aș vrea să se spună ceva despre tine, când intri, să se spună, a venit omul lui Dumnezeu. Amin? A venit omul lui Dumnezeu. A intrat omul lui Dumnezeu să se șoșotească. Când intri tu undeva, mă, ce ziceți acolo? Așa, a venit omul lui Dumnezeu. A venit omul lui Dumnezeu. Ai vrea asta despre tine sau nu? A venit scandalagiu acasă. A? A venit disperatul ăsta acasă. A venit ăsta care jignește, care a venit flămândul ăsta. Ce ai vrea să se zică despre tine? A venit obsedatul ăsta. A venit, cine a venit? Dragule, aș vrea să se spună despre mine. A venit zgârcitul ăsta. N-am văzut în viața mea nimic de la el. Venea cineva o rudă la noi acasă. Și am învățat ceva, atunci am învățat ceva de la mama și de la tata, din vorbele lor. Beni, poți să încep să mă ții la pian? Te rog. Venea la noi cineva mereu acasă, o rudă de-a noastră, nu dau nume, că e în viață. Și de câte ori venea omul ăsta la noi acasă, niciodată, și noi eram 6 copii, avea bănuți omul ăsta. Mama făcea ciorbă, făcea de toate. Mă, odată, mă, dar n-a venit cu o sticlă de Chico, de Fruity Fresh și de o, cu o africana. Știți ce e africana, nu? Ciocolata africană. Mă, cu o africana cu alune n-a venit și cu un Fruity Fresh n-a venit niciodată omul ăsta. Și mama mereu spunea, băi, omule, dar e normal, mă? Avem de 20, 30, 40 de ori, sunt 6 copii în casa asta și odată n-a venit. Se știa, a venit zgârcitul. A venit zgârcitul, să doarmă, să mănânce, dar odată, bă, n-a adus o sticlă de suc la 6 copii. Vedeți, se pot spune lucruri despre tine. A venit nervosul. Ăsta mereu e nervos. Ăsta mereu e sărit de pe șine. Ăsta mereu se scoală cu fața la cearșaf. A venit. Cine a venit? Aș vrea să se spună despre mine și să se știe. Eu sunt omul lui Dumnezeu. Când pun mâna și mă rog, Dumnezeu lucrează. Când vorbesc, Dumnezeu lucrează. Când spun ceva, Dumnezeu e prezent acolo și face după cuvântul meu. Amin? Pentru că în Biblie de foarte multe ori spune cuvântul lui Dumnezeu, prin când profeții rosteau ceva, se adaugă. Dumnezeu a făcut după cuvântul profetului. Amin? Dumnezeu a făcut după cuvântul lui. Să facă Dumnezeu după cuvântul tău. Amin? Să facă Dumnezeu și să meargă în direcția în care tu mergi. Pentru că Dumnezeu e cu tine și pentru că Dumnezeu își găsește plăcere în căile tale, în dărnicia ta, în bucuria ta. Amin? Aleluia! A venit omul lui Dumnezeu. Pe cruce să se scrie asta. La mine, nu la voi. Să nu pomenim aici de cruci, nu? Că vă speriați. A venit omul lui Dumnezeu. A fost un om care când mergea el, când intra el, intra Dumnezeu cu el. Aveți altă foame? Aveți altă dorință? Aveți alte pasiuni? Aveți alți gărgăuni în cap și alte nebunii? Dragule, vrei să intre Dumnezeu cu tine? Dă totul pentru Dumnezeu. Dedică-te lui Dumnezeu. Un alt exemplu este samariteanca. Ioan, și dăm la Ioan, mă apropii de încheiere, nu mai e mult, dragilor, dar vreau să vă conștientizez cât de important este ca tu și cu mine să vorbim despre puterile lui Dumnezeu. Ioan 4:29 spune, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. Și citesc o altă parte, mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Versetul 39, da, l-ai găsit. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a răspuns și el a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și îi ziceau femeii, îmi place mult. Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este adevăr, că este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Îmi place versetul ăsta. Nu mai cred în Hristos că mi-ai spus tu, dar tu mi-ai spus prima oară de el. A?
Nu mai e doar Hristosul tău, Tony. În prima oară mi-ai spus de el și mă uitam așa cruciș la tine și mă gândeam, băi, o mai fanatic și mai nebun ca tine n-am văzut. Mă uitam așa într-o rână, stăteam și te ascultam, dar am venit să-L ascult eu însumi, sau eu însămi, pe Hristos. Și acum L-am văzut, L-am descoperit și Dumnezeu, numai Dumnezeul tău e și Dumnezeul meu, amin? Pentru că tu m-ai condus la El și L-am auzit, amin? Se poate, se poate, în două zile, se poate. A venit Paul, adus de Lidia, îl tot dau exemplu că e proaspăt. A venit că o iubește pe Lidia, slavă Domnului. Poate ia 8-a nuntă, cine știe. Anul, anul ăsta, nu știu. O iubește pe fata asta și omul a venit la biserică. Lidia i-a spus, a fost o vreme în care nu era și Dumnezeul lui Paul, era doar Dumnezeul Lidiei. Și după ce Lidia l-a adus la Hristos, el a spus, e și Dumnezeul meu. Pentru că Hristos are farmec, are farmec. Dragilor, poate Hristos să cucerească? Poate sau nu poate să cucerească? Mai are Hristos farmec? Știți de ce nu-L mărturisim pe Hristos? Pentru că noi nu mai găsim farmec în El. Ați înțeles? Noi nu mai vedem farmec. Noi nu mai vedem putere în El. Pentru că nu ne mai cucerește Hristos, că avem altele. Televizor, Facebook, meciuri, fotbal. Avem alte preocupări, avem alte pasiuni și pasiunea noastră nu mai este Hristos. Nu mai suntem îndrăgostiți de Hristos și noi vorbim, voi ați observat că noi vorbim de lucrurile care ne pasionează. Ați observat asta? Vorbim doar de ce ne pasionează. Instinctiv vorbim de lucrurile astea. Dacă te pasionează Hristos, dragule, vei vorbi de Hristos, pasiunea ta. Femeia aceasta samariteancă a venit să scoată apă. A venit să scoată apă. Și stând cu căldarea în mână, Hristos îi spune, dă-mi să beau. Farmecul lui Hristos, farmecul lui Hristos, înțelepciunea excepțională a lui Hristos, dă-mi să beau. Și femeia zice, cine ești tu? Tu ești un evreu, nu vreau. Pleacă de aici, e fântâna noastră, e fântâna părintelui nostru Iacov, lasă-ne pace, n-ai tu treabă cu noi. Și zice, o, femeie, ce zice Hristos? Băi, păcătosul, cum facem noi? Eretico! Ce zice Hristos? O, femeie, dacă ai ști tu că poți să-ți dau apă, să nu-ți mai fie sete niciodată. Sora Mariana predică deja. Hai, veniți aici lângă mine. Continuați. Aleluia, știe tot. Vedeți, în 9 ani ce a făcut Dumnezeu. Duce predica, titlul să îl dai și o duce până la capăt. Aleluia. Și zice, femeia, dar ce apă ai tu? Chiar a crezut că are Iisus. O fi zis, bă, ăsta e vrăjitor, ceva. Ce e? De-mi dă o apă care nu mai mă face să-mi fie sete. Vreau apa asta! Unde e apa asta? Și zice, apa asta curge pe altă parte. Curge prin inimă. Am o apă, e o apă pe pământul ăsta care se bagă pe aici, pe guriță. Dar eu am o apă care iese din mine și ți intră în suflet. Ați simțit apa asta cum vă răcorește? O simt. Cine o simte? Aș vrea să știu cine o simte. O apă, de ce vii la biserică? Pentru că pe mine mă răcorește apa lui Dumnezeu, apa lui Hristos. Și mie nu mai mi-e sete, adică eu nu mai caut, nu mai sunt disperat să-mi caut liniștea, pacea, să-mi caut, eu am găsit pacea aia și în Hristos. Și femeia, vorbind cu Hristos, dintr-o dată se simte sătulă, se simte împlinită, se simte fericită. Simte cum deja apa curgea în sufletul ei. Simți asta? A? Simțiți asta? Curge apă în sufletul ei dintr-o dată, doar vorbind cu Hristos. Începe să vadă apa aia despre care Hristos și s-o simtă. Și lasă căldarea și fuge în cetate. Aleargă în cetate, se duce la sătenii de acolo, consătenii, și spun, l-am găsit pe unul care bagă apă, dar nu pe aici. Pe aici o bagă. Cum poate? Nu știu. Dar am simțit-o în inima mea. Și asta îmi dă pace. Amin? Asta îmi dă totul. Și fug oamenii și îl descoperă. Vedeți, femeia a lăsat găleata. De multe ori nu lăsăm preocupările vieții noastre. Nu lăsăm gălețile noastre. Ai găleți? Dalea mari, 20 de litri. Găleți cu poveri, cu sarcini, cu joburi, cu de toate, cu de toate. Nu lăsăm găleata să facem treaba lui Hristos. Și femeia și Hristos au lăsat două lucruri. Femeia și-a lăsat găleata și Hristos și-a lăsat prânzul.
pentru că Hristos trebuia să mănânce. Ucenicii au venit cu mâncare și zice Hristos, nu mai mănânc. Nu mai mănânc! Și se uita cu bucurie la oamenii care alergau spre el, alergau samaritenii, să nu cumva să-l rateze pe Hristos. O, ce mi-ar plăcea să stau în ușa asta și să vă văd alergând, dar fugind, gâfâind, să intrați aici transpirați. Frate Tony, am zis că întârzi. Ai înțeles? Am zis că întârzi, frate Tony. Că la Hristos se vine alergând. Amin? Aleluia! Alergau oamenii ăștia samaritenii. Și Hristos și-a lăsat prânzul și le-a zis, puiul ăla fript pe rotisor, lasă-l, lăsat, Doamne, se răcește, nu mai am nevoie de mâncare. Era flămând Iisus, era ora prânzului și trebuia să mănânce. Ucenicii au venit cu mâncare și a zis, mâncarea mea este să fac voia Tatălui. Amin. Când o să fie mâncarea ta asta? Când o să fie mâncarea mea asta? Să uit să mănânc. N-am venit la biserică, frate, că tonică eu nu plec cu stomacul gol. Eu nu plec, dacă nu bag două ouă cu șuncă, cu bacon, cu... dacă nu-mi beau cafea și nu mă trezesc bine, eu nu vin. Așa suntem, dar uitați-vă la voi, uitați-vă la noi, uitați-vă la noi, oamenii, la ce a ajuns biserica. Hristos întotdeauna e pe al 11-lea loc, dragilor. Nu mai are Hristos accent și acces în viața noastră. Banii noștri, dar Hristos să ne dea tot. Timpul nostru, dar Hristos să ne dea veșnicia, așa-i? Sănătatea mea, dar Hristos să o cheltui cum vreau eu, fac ce vreau eu cu sănătatea mea, că e trupul meu, da? Dar după aia vrem să ne dea Hristos. Dragilor, pe ce loc e Hristos în viața ta? Pe ce loc? Aș vrea să fie așa. Aș vrea să fie așa, să fie pe primul loc. Samariteanca a lăsat găleata, Hristos a lăsat prânzul. Și a stat acolo Hristos predicându-le întregii cetăți, a stat să le predice Hristos și a rămas două zile la ei. Și în două zile s-a întors toată Samaria. Și închei cu ultimul aspect, închei, Marcu 5. Marcu 5. Îmi place mult asta. Marcu 5. Haideți să vedem. Marcu 5. Au venit la Iisus și iată-l cu 15. Au venit la Iisus și iată-l pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte. Și s-au înspăimântat. Ce vă spune versetul ăsta? Un demonizat care, atenție, era gen rocker. Ăsta este, știți, sunt patru aspecte ale demonismului în viața omului. Patru aspecte care se văd, da? Atașamentul de morbid, da? Capete de morți, negru tot, totul să fie morbid, zici că e ieșit din mormânt, zici că ești zombi, ați văzut asta, nu? Dorința de autoflagelare, de chinuială, să te chinui, să te tai, să-ți faci rău, da? Sunt alte, mai sunt două alte aspecte, nu-mi vin acum în minte, dar astea două mi-au venit. Și iată-i aici pe Iisus și pe demonizat. Cine au venit să-l vadă pe Iisus? Au venit cei din Gadar, porcii lor, ăștia aveau porci crescuți în cirezi, cum creștem noi vacile în România. Ați văzut vreo cireadă de porci? Există cireadă de porci sau turmă? Cireadă se zice doar la vaci, nu? Așa-i? Da? Mulțumesc. O turmă de porci. Eu n-am văzut în România să crească porci în turme. Ăștia creșteau, gadarenii creșteau porci în turme, cum creștem noi vacile. Și aveau oameni care îngrijeau porcii. Și porcii gadarenilor s-au dus. S-au dus în râpă, au murit. Și au venit gadarenii să vadă ce s-a întâmplat. Și când îl văd pe demonizat, s-au spăimântat. Pentru că noi, pe noi ne înspăimântă. Lumea de afară este îngrozită de schimbarea în bine. N-ați văzut că un om este perfect atât timp cât își înșeală nevastă, cât face avorturi, cât blesteamă, cât trăcuie, cât timp se îmbată ca porcul la nunta fiicei sau fiului și se bate cu toți mesenii, e perfectă. Ați observat asta? Asta e normalitatea. Să trăcui, să te îmbeți, să curvești, să furi, să... Dacă nu furi ceva, nu ești om. Dacă nu te îmbeți să-ți bați nevasta, nu ești om. Asta e normalitatea din România și din lume. Dar vine unul odată și ies toți draci ăștia din el.
vine la biserică, la Profides, și ies toți dragii ăștia din el. Mă, nu-și mai înșală nevasta. Mă, nu mai bea. Mă, nu mai curvește, nu mai face, nu mai drege, nu mai fură. Omul ăla e înger și se spăimântă lumea, zice, a nebunit. A nebunit. Ați observat asta sau nu? A nebunit. Te-ai dus la pocăiția aia să-ți sucească mințile. Bă, dar cât timp mă îmbătam, cât timp îmi distrugeam viața prin cluburi, cât timp schimbam femeile una după alta sau bărbații unul după altul, nu eram nebun? Acum ați nebun când sunt bine? Vedeți cum gândește lumea și din păcate parcă și unii din biserică au început să gândească așa. Și pe când se suia el în corabie, Iisus se întorcea din nou acasă pentru că gadarenii îl fugăriseră pe Iisus. Omul care fusese îndrăcit spune cuvântul lui Dumnezeu foarte frumos în versetul 18. Îl ruga să lase să rămână cu el. Demonizatul acesta care de acum era bine, care era făcut bine, vindecat, se roagă de Iisus și zice: lasă-mă să urc în corabie, să vin cu tine, să fiu al 13-lea ucenic al tău. Și ce îi spune Hristos? Ce îi spune Hristos? Versetul 19. Iisus nu i-a dat voie. Nu i-a dat voie. De ce nu i-a dat voie să vină după el? Du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Ăsta e îndemnul meu, dragilor. Du-te acasă, du-te la job, du-te unde te trimite Dumnezeu, du-te unde te pune Dumnezeu și vestește ce ți-a făcut Dumnezeu ție. Amin? Vestește ce om minunat, laudă-te în Domnul, laudă-te cu omul frumos pe care Dumnezeu l-a făcut în tine și prin tine. Amin? Haleluia. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să ieșim de aici, dragilor, dintre patru pereți și să se vadă că avem un Dumnezeu care poate tot și în afara bisericii și în afara acestei clădiri. Aș vrea să se vadă și aș vrea să te binecuvintez cu o binecuvântare. Aș vrea să te binecuvintez, să spun că tu ești omul lui Dumnezeu. Că ți se va duce faima și se va cunoaște că în tine se lășluiește Dumnezeu. În tine este Dumnezeu. Doamne, în toți oamenii aceștia dinaintea mea și în mine, Doamne, în toți oamenii de aici, Dumnezeule, pune Duhul Tău să se știe că suntem copiii Tăi. Când intrăm în casă, să-i fie drag soției că intrăm, să le fie drag copiilor că suntem acolo, să le fie drag oamenilor că am venit, că am intrat în casă la ei, să ne caute, să se șoptească: ăsta e omul ăla deosebit, schimbat de Dumnezeu, transformat de Dumnezeu. Du-te și spune oamenilor cine este Dumnezeu și ce a făcut cu tine. Lasă certurile de partide, lasă lucrurile care ne dezbină, pentru că prea mult am bătut pasul pe loc și ne-am certat cu oamenii pe doctrine, ne-am certat pe tot felul de lucruri care ne dezbină și am uitat cel mai important lucru, slava lui Dumnezeu, care ar trebui să se vadă în noi. Spune-le oamenilor cum ești tu în Hristos. Laudă-te în Domnul, cum spunea Pavel adesea. Mă laud în Domnul, mă laud în Domnul. Laudă-te cu făptura nouă pe care Dumnezeu a făcut-o. Laudă-te cu neprihănirea ta. Când vezi un om nenorocit, când vezi un om stricat de păcatul lui, tu ridică glasul și spune: pe mine Dumnezeu m-a făcut altfel. Vino la Hristos, spune-le oamenilor, vino să-L vezi pe Cel care mi-a spus ce am făcut și mi-a transformat viața. M-a ajutat să mă las de lume, m-a ajutat să mă las de stricăciunea lumii. A omorât în mine toate poftele rele. Nu mai am pofte rele pentru că cineva, și aș vrea să-L cunoști pe acel cineva, mi-a schimbat viața, mi-a regenerat viața. M-a făcut un om credincios, m-a făcut un om stabil, m-a făcut un om care, în care este pace și bucurie. Asta vreau să le spui oamenilor. Ajută-ne, Iisuse, la asta. Ajută-ne, Iisuse, la asta. Și vreau să cântăm în încheiere împreună cu Iisus din re major. Cu Iisus vreau să-mi continui calea, cântăm împreună cu El. Amin. Haleluia, lângă Domnul veșnic voi rămâne. Cu Iisus vreau să-mi continui calea, El să-mi fie în veci nedespărțit. Numai El, numai El îmi poate stinge jalea.
El mă poate face fericit. Lângă Domnul veșnic. Lângă Domnul veșnic voi rămâne. Cu El vreau să fiu aici jos. Ține-mă, ține-mă pe veci de veci să pune. Lângă Tine tare credincios. Lângă Domnul veșnic. Lângă Domnul veșnic voi rămâne. La lucrurile pe care le-ai scos din viața ta, să sar mereu gardul. Poate e obosit. Dacă e obosit să fie astfel, cântă. Lângă Domnul veșnic voi rămâne. Cu El vreau să fiu aici jos. Ține-mă pe veci de veci, Stăpâne. Lângă Tine tare credincios. Lângă Domnul veșnic. Lângă Domnul veșnic voi rămâne. Cu El vreau să fiu aici jos. Ține-mă, ține-mă pe veci de veci, Stăpâne. Lângă Tine tare credincios. Vreau cu El să merg. Vreau cu El să merg tot înainte. Și prin El să fii oricând voios. Împlinind cereștile cuvinte, să mă afle în toate credincios. Lângă Domnul, lângă Domnul veșnic voi rămâne. Cu El vreau să fiu aici jos. Ține-mă pe veci de veci, Stăpâne. Lângă Tine tare credincios. Încă o dată, lângă Domnul. Thank you.